Trăia odată într-o căsuță o mamă cu băiatul ei și se bucura fiata mamă că cere lângă fiul ei. Sărmana fiind credincioasă, spunea băiatului mereu, de-a lui Iisus e fire sfântă, de patima și chinul său. Astfel crescu băiatul mare, cu mare teamă de păcat, spunea la toți cu îndrăzneală, căci dacă crezi vei fi iertat. Cât era de fericită măicuța lui când îl vedea, când fiecare zi băiatul cânta mereu și se ruga. Când se făcu băiatul mare, spunea măicuțe cu dispreț, sunt tânăr, vreau să mă distrez, sunt tânăr, vreau să mă distrez. Îndată plânge biata mamă că și în zadar rugă frumos ca să rămână credincios. În fiecare zi băiatul cu lume el își petrecea, la mamă lui ce plânge se gândea. Iar mama lui îl roagă într-una zi și noapte tot mereu, și-avea credere sărmana că Domnul o va asculta. Bolnavă, zăcea în pat și se ruga, la bal să nu se ducă seara și să vecheze lângă ea. El nici măcar nu vrea să asculte și a plecat nepăsător, căci nu vroia ca să rămână de râsul prietenilor. Când se întoase el acasă, măicuța lui îl părăsi și zise sărut mâna mamă, dar ea nu mai putea vorbi. Se apropie ușor de pat și o privește mai atent,
și a atacat pe pieptul mamei. Observă că e un bine și când desface el biletul, citește ce a scris în el. Te-am părăsit, eu plec la tată, doresc să ne întâlnim la cer. Clipa asta, scumpă mamă, voi sluji Domnului Iisus și ne vom revedea la ceruri, așa cum e Biblie scris. Și ne așa.